câteva cuvinte. E bine că acum, la aproape 4 luni din an, reușim să alocăm niște bani la fotbal, cum s-a alocat ieri și sperăm noi cât mai curând, astăzi sau mâine, pentru această ramă să fie la handbal. Sper să nu afecteze mai mult decât a afectat deja acea tergiversare din Consiliul Local, la care am luat cu toții parte la începutul anului. Eu l-aș întreba pe domnul primar, bun, noi astăzi aprobăm o sumă de 500.000 de lei pentru handbal. Cât, în acest bani, vor fi dați în primă idee? Da, eu voi încerca chiar în această săptămână, sper să și încasăm, la fel să împlinim iar și la handbal. Asta, că e nevoie foarte mult de acești bani pe toate ramurile sportive. Sperăm ca în ședința ordinară a lunii aprilie, undeva pe 30, să alocăm bani și celorlalte ramuri sportive și să fie învățătură de minte ca în bugetul de la anul să ne mișcăm puțin mai rapid, pentru că până la urmă ei au suferit sportivii și ramurile sportive. Dacă avem promisiunea domnului Marc să alocă aceste 300.000 de lei în această săptămână, sper ca acest proiect noastră să-l votați, domnul consilier, pentru a reuși ca această echipă de handbal să se salveze de la retrogradare.